Când începe sezonul cireșelor la pârlage, nimic nu o mai ține în casă pe tanti Ioana și pe bărbatul ei. Chiar dacă se apropie de 77 de ani, cei doi săteni nu se tem nici acum să se urce în pomi ca să le culeagă roadele. Câți ani aveți, tanti Ioana? 76. 76 de ani? Da. Și vă mai urcați în cireș? Da. Nu vă e teamă? E, acum de... ce să fac? Dacă cad și gata. Da. Asta-i treaba. Dar în fiecare primăvară sunteți aici la cules de cireș? Da. Ei, da. Primii cereși din livadă i-a sădit bărbatul ei Viorel când avea 20 de ani. Abia terminase armata și a venit acasă cu poftă de muncă în gospodărie. Eram tiner și făceam de lucru cu vițile și veneam și puneam câte 3, 4, 5, 6 pe zi. Îi spuneam și uite acum a prins bine că la bătrâneț. La bătrâneț? Da. Și dumneavoastră îi îngrijiți? Da, îi săpăm, îi curățăm de... uscături, deci nu-i rupă vițile, nu-i bine. Și la cules? La cules e cu copiii mei, cu fata, zinii meu, mai bun aici. Da. Dar nu vă e teamă că vă accidentați așa la cules? Nu, bate vântul mai tare când... Dar nu se întâmplă, Ei, dar pomii aceștia fructiferi nu dau rod bogat dacă nu sunt îngrijiți cum se cuvine. Așa că cei mai bătrâni l-au învățat mai întâi pe ginere cum să rostuiască totul. Întreținem, oricum, le punem gunoi jos, le punem gunoi cam așa de 30 gunoi de grajd, după aceea punem tur din ăsta așa, după ce îi săpăm, punem asta, după aia le punem gunoi așa cam peste, cam, să zic așa, vreo 20 de centimetri, peste tor din asta de fân. Că ăsta ține umezeală. Da. Știți, merg și mai bine, așa, dacă nu le punem nici nu-i săpăm și nu-i aranjăm, oricum nu le dau fructe, nu avem ce să luăm de la ei. Dar oricum sunt foarte buni și avem și noi câte un avantaj de pe urmă. Cei doi pârlăgeni se pot număra printre norocoșii ai căror copii au rămas aproape. Așa că, împreună cu fiica și ginerele, dar și cu cei doi nepoți, formează acum o familie tradițională, așa cum era odată. Cei mai tineri se oferă să ne arate și grădina cu produse eco din apropiere pe care o îngrijesc cu mare drag. Arăm primăvara, prima dată punem gunoiul, arăm, punem cartofi, ceapă, pentru casă, pentru vânzare. De toate? De toate. Da. Cum îi merge la grădina aici? Foarte bine. O luăm de primăvara cu săpatul, rupem buruiana și... Da. Cum e să muncești așa într-un peisaj așa frumos? Foarte frumos. Foarte frumos, foarte bine. Sănătos, da. Și iată cum bucata de pământ din apropierea satului primită moștenire a fost transformată într-o mini-fermă în toată regula, unde au ținut să planteze și câțiva cireși pentru început. Aici ne aflăm la Fântâna Rece, așa îi spune la locul unde ne aflăm noi, în satul Pârlagele. Și aici e... grădina mea e, aici vreau să fac o fermă, mică fermă, așa cât de cât să, pentru familie, pentru să ne putem descurca și noi, să avem unde să lucrăm și să fac și un pic de plantație de cireș. E primul an acum, adică primul an care a început să rodească. Până acum a fost mai așa, mai câte una, dar totuși încep acum să facă și aș vrea să vedem, să cât de cât să fac ceva, să avem de lucru, să nu ne ducem pe la alții să muncim. Și să las și la copii, să aibă și copiii de lucru, că vă dați seama că copiii după ce termină școala n-au ce să facă, n-au unde să duce, locuri de muncă nu mai sunt, n-au ce să facă, trebuie să le asigur ușor un viitor ceva. Ne întoarcem la livada cu cireș pentru că tanti Ioana a coborât de grabă din pom să ne spună cum e viața la țară. Cum e viața la țară aici? Grea. Mâncești în pământ și te duci și cumperi la piață. Chiar dacă se urcă prin copaci, tanti Ioana nu mai poate să meargă cu animalele. Puterile o lasă. Se bazează acum pe copii să întrețină ceea ce ea și bărbatul ei au realizat cu mare trudă în viață. Îi ajutăm și pe ei, îi culegem toți, le vândem la piață, le ducem
am grou că nu stăm noi cu ele pe piață, numai gunoi de graș băgăm la ei, numai gunoi de graș, chimicale nu-i stropim, nu dăm cu niciun nimic pe ei. E un produs natural care îl folosim, mâncăm destul natural ăsta chimicale, așa că vrem să mâncăm și natural. Cele mai importante produse pe care le obțin din aceste fructe sunt dulceața și țuica de cireșe, bunătăți naturale deosebit de apreciate și de străinii care ajung din când în când pe aceste plaiuri mehedințene încărcate de toată frumusețea. Mulți străini, foarte mulți vin. Să știți că și francezii au fost foarte mulți pe la noi pe aici. Și vin și le place zona, le place... Orice natural e bun și de asta vin și ei. Visul cel mai mare al acestor oameni este să poată pune în curând pe picioare o microfermă modernă în care să poată procesa tot rodul muncilor, inclusiv preparate eco din cireșe.